Salut, salut din nou, o nouă zi, un nou pește și anume Sturion. Suntem la Sturion. Ia să vedem ce captură avem acum. Pare destul de mare. Destul de mărișor ăsta. E unul puternic ăsta. E unul nervos, după cum observăm. Problema e că mi-o cam dat foc la tambur, nu că am stricat un pic. O să mai lăsăm un pic din prână să ducă. Asta îmi distruge foarte mult, îmi distruge frâna. Și nu numai frâna, tot setup-ul meu îmi distruge, pentru că uitați, mi-a luat foc tamburul. Aș putea să-l las mai liber, dar risc să-i dau puteri mai mari cum ar veni, deci trebuie să-l ținem tot timpul în tensiuni. Pare rău că l-am scăpat acum după insulă. Dar nu am avut încotro pentru că, după cum ați observat, îmi dă foc la tambur. Deci îmi dă foarte mari damage. Foarte, foarte mari damage îmi iau. Deci asta a dus la 3,4 frâna.
Faza nasoală e că am setup-ul cam micuț, e setup-ul de crapul ăsta. Deci setup-ul e mai micuț și de aia îmi dă foc la frână. Ia uite, asta deja... Iarăși o să-mi dea foc. Iarăși o să-mi dea foc după conservație. Mai avem acolo un pește în undiță, Island, văd că... Sper să reziste, să nu fie mari. Aș putea să merg acum aici în dreapta, să-l trag. Mi-ar fi mai ușor, dar risc să-l sperii, să ducă din nou după insulă. Așa că o să stăm aici, o să încercăm să-l recuperăm așa ușor, ușor. Ceea ce ziceam, dacă vine în partea asta, îl sperii și o să fug înapoi. Uitați, ați văzut?
Încercăm să-l ținem așa din spate, deci să vedem, poate reușim să-l scoatem afară de după insulă. El acolo își prinde puteri mari. Dacă reușesc să-l fac să iasă de după insulă, e a nostru. Imediat îl scoatem.
Nu vreau sub nicio formă să ies. Asta e mare, oricum, e frumos. S-ar putea să slăbească acum. Să vină ușor, ușor, poate vine. Pentru că nu mai este atât de nervos cum era la început. După cum observăm, încă trage. Dar sperăm să vină cât mai repede. Apar. Să-l vedem și noi la culoare.
E bene che ho început să tragă din nou storio, nu? Ne ține și pe noi mai în tensiune, mai facem și noi un pic de adrenalină, cum se zice, la pește. Înțelegeți voi ce zic. Nu uitați, eu sunt live în fiecare seară pe Twitch. Ne vedem pe Twitch în fiecare seară. Mai devreme sau mai târziu, nu știu, depinde. În fiecare zi. În curând o să-l vedem și noi. Văd că bine, bine, ușor, ușor, bine. Imediat o să-l vedem și noi. Deja e obosit. Nu uitați să lăsați un like.
Ia uitați o aripioară. Se vede pe acolo o aripioară, după cum observăm. Nu uitați de un like, lăsați un like acolo dacă v-a plăcut acest clip. Vă aștept pe live-urile mele în fiecare seară pe Twitch. Aveți linkul în descriere. Ce exemplar frumos avem noi aici. Ia uitați. Frumos, nu? Nu uitați, când aveți capturi mari, să consumați băutură, da? Cât mai multă băutură pentru a vă da puncte mai multe. 48 de kilograme. Deci mai erau 2 kg și îmi dădea trofeu. Fără 2 kg nu mi-a dat trofeu. Asta e. Nu a fost să fie. Poate o să fie tura viitoare. Da, ce să zic? E bine, e bine. E foarte bine. Trage foarte bine. După cum observați, avem pești și în unghițele alante. Nu mai stau acum să vi le arăt. Să vă arăt să mai prindem pește, o să-i prind eu. Noi ne vedem în fiecare seară pe Twitch, iar setup-ul o să vă arăt atât, doar setup-ul. Acesta este setup-ul. Eu, cum am zis, e un setup mai micuț, e un setup de crab. Asta e PVA-ul. Am setup-uri mult mai buni. Am, de exemplu, Astelante, după cum observați, am un buzz de 60 de kg. Deci e mult mai performant asta. Așa că, până data viitoare, eu v-am salutat. Pa, pa!